Bună ziua, mă numesc Daniel Van der Weken. Astăzi vă fac o masterclass cu patiserie franceză. Vă fac o tartă cu ciocolată și portocale. Este făcut cu un aluat foarte fraged, ciocolată belgian 75%. Pentru aluat am nevoie de 200 de grame de făină, 40 de grame de amidon și 2 grame de praf de copt. Cernut foarte bine faina. Adaugăm 120 de grame de unt. Facem un nisip. Pentru că secret de la patiserie franceză este că aluat nu se formă foarte mult. Pentru că după se facă un aluat elastic și nu e bun deloc. Da? Evident că tot ingredient are nevoie să stai a la temperatură de camera, adică nici unt de la frigider ou de la frigider, nu. Tot se pregătesc înainte, pentru că tot stai la temperatură camera. Voilà. La fel. Acum luați zahăr pudră, pudră de migdal și deșternut. Le amestecat. Adaug un ou. Și acum amestecat tot împreună fac aluat. Se omogenizează foarte bine tot împreună. Quand tous les ingrédients sont à la température, l'aluat merge forte répète, durée maximum 7 minutes. Comme ça, la fermentation pique. Alors, tout est bien aggloméré, tout est bien mélangé. Se fait au bile, forte fumus. Soit au foie alimentaire. Cela en valait que c'est le pastel à la frigidaire, minimum au or. Se bagă la frigider pentru un or. A trecut un or. Scoat aluat de la frigider. Pregătesc un cuptor la 180 de grade. Un pic de făină pe masă. Pregătesc o tavă cu hârtie de copt și un inel. Etinde aluatul.
c'est les tinder pour la 2 ou 3 mm de grossime. Dupa, c'est le roulet de paix. Roulou. Roi tout à vite. Part des os de Vinsus. Et dupa, ce mot de l'aise forme. La vedrie, je pense que l'oie est forte et fragile, c'est une pelle de biscuit. On va tenir pied de coque, quand on fait trop tonde. Se bago faço boa de fasole uscat, sau biluța special pentru coca aluat a la cuptor fără nimic. E se le bag pentru 10-15 minute a la cuptor la 180 de grade. Pentru cremă de ciocolată am nevoie de zahăr pudră, zahăr tos, coajă de portocale, ciocolată 75% belgian, un ou, faina, unt, miez de nuci și licăr de portocale. Luat un bain-marie, bag ciocolată în bain-marie să le topesc. La un alt castronel, amestecat unt cu zahăr. Se amestecat că se facă cremos. Adaugă coajă de portocale. Amestecat. Adaug un ou. Adaug liqueur de portocale, adică just capacent de la sticlă. Amestecat bine. Adaugă faina. Supraveghează ciocolată că se topescă bine. Adaugă miez de nuci. Și acum se adaugă ciocolată topit. Amestecat, bine. Cremă de ciocolată cu nuci. A trecut 10 minute, l-am lăsat la răcire. Acum avem coca de tartă bine gătită, așa, frumos. Luat crema de ciocolată.
se umple tarte cu el. Se uniformizează bine în aluat, în tartă. Pregătesc un cuptor la 170 de grade. Și le bag în el 5-10 minute maxim. Între timp se pregătesc un napaj, un glazură, pardon. Glazura este făcut cu apă, zahăr, pudră de cacao și smântână grasă. Adică e o cremă așa foarte amestecat, se le bagă pe foc pentru să se gătească, că se facă un clocot. Obligatoriu să facă un clocot. După că a făcut un clocot, se le bagă la răcire pentru să facă o cremă foarte grosă așa, pentru să fac o glazură de supra-tartă, că se vede la final. După 10 minute de la cuptor, am scot tarta cu cremă de ciocolată în el, l-am băgat la rece, pentru să răcească foarte bine. Acum, să le decorăm și să le pregătesc pentru o servire. Toată glazura că am pregătit înainte, se le tinde foarte bine peste el. Am pregătit un crumble, adică un pesmet dulce. Și se facă marginea frumos. Et voilà, tarte au chocolat, cu portocale, chinouche. Bon appétit.